Bună dimineața! Bine v-am găsit la analiza Euro-USD bazată pe acțiunea prețului de astăzi. Vineri am avut un nou maxim format de prețul Euro-USD. Asta înseamnă că trendul nostru este în continuare unul ascendent. Acest maxim s-a format în urma unui NFP nefavorabil, aș putea spune, pentru Statele Unite, care a dus prețul undeva peste 1,2750. Acest nivel acum a devenit un nivel important de suport. Dacă ne uităm în spate, el a fost testat în trecut, am avut câteva maxime în zona aceasta, dar de asemenea, dacă ne uităm, este foarte aproape și de o linie de respingere pe care am avut-o al unui trend ascendent. E bine, asta înseamnă că noul nostru minim s-ar putea forma în această zonă de 1,2750, dar trebuie să fim foarte atenți pentru că o depășire a maximului de vineri și anume 1,2810 ar putea duce la noi maxime pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută în continuare.